Am revenit și vorbim despre operațiunea de salvare din Marea Neagră. Cei 75 de militari plecați ieri într-o misiune de distrugere a unei mine nu au ajuns încă la mal. Nava de salvare este în continuare în larg, iar operațiunea este dificilă. În cursul serii trecute, din cauza furtunii puternice, mina a lovit embarcațiunea și a avariat-o. Din fericire însă nu au existat răniți. Aflăm ce se întâmplă acum de la purtătorul de cuvânt al forțelor navale române, colonelul Corneliu Pavel. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Spuneți-ne așadar ce se întâmplă la această oră, ce îngreunează această misiune. Bună ziua, în primul rând, dumneavoastră și telespectatorilor Digi24. Dragoro Maritim 29 este, în prezent, este remorcat de remorcherul maritim Grozavu. Navele se află la o distanță mică de intrarea în portul Constanța, dar viteza de deplasare este foarte redusă. Și estimăm că vor intra în port peste aproximativ două ore jumătate. Toți membrii echipajului la bord sunt 75 de militari, toți membrii echipajului sunt bine, nu au existat răniți sau victime în urma producerii deflagrației. Aș vrea să menționez faptul că aseară, în jurul orei 18, când Dragoro Maritim 29 a ajuns în raionul indicat în care se afla mina marină în derivă, starea mării s-a înrăutățit, condițiile hidrometeo s-au degradat semnificativ, vântul ajunsese la viteze de 10-12 metri pe secundă, iar valul avea înălțimi de 1,5-2 metri. Colonel Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al forțelor navale române, vă mulțumim mult pentru acest